Judecătorul s-a enervat că ar fi stat prea mult la coadă să închirieze o remorcă. A devenit recalcitrant și a sărit la angajații magazinului. El a mai fost implicat într-un scandal în urmă cu câteva săptămâni când s-a bătut cu doi polițiști într-o benzinărie. Chiar și după ce a fost dat afară de paznici, el tot nu s-a potolit. La apariția agenților de pază, judecătorul nervos a demarat în trombă și a luat pe capotă un angajat. Este al doilea incident violent al său în ultima lună. Șeful secției penale de la judecătoria Pitești a avut același comportament față de polițiști și de la autostrăzi. La acest incident, magistratul a susținut că polițiștii au fost cei care au sărit la bătaie după ce fiica lui i-ar fi numit pe aceștia milițieni. Magistratul este cercetat acum de procurorii de la parchetul de pe lângă curtea de apel Pitești și riscă să fie suspendat din funcție.